Iată ce trebuie să știi despre noul update. Bine, dacă mă întreb pe mine, nici eu nu știu ce trebuie să știi despre următorul update. Bineînțeles că glumesc, sau nu? Săptămâna aceasta, domnul acesta care este de la Critical Ops și ceva din staff a vorbit despre update-ul de 1.44 pe un live cu comunitatea. El a vorbit despre mai multe detalii, dar ce e mai important și mai mare este remodelarea la caractere, noul sistem de inventory, buguri fixate și s-a confirmat trade-ul și vreau neapărat să vorbim despre asta. Măi, oameni buni! Eu când am vorbit de trade și ne-am gândit cu toții la un sistem de trade, nu ne gândeam la copierea sistemului de craft din Standoff 2. Ok, poate am început cam tare. Haideți să vă explic. Domnul acesta ne spune că sistemul de trade va fi în felul următor. Nu putem să facem trade între noi playerii, nu putem să facem trade cu skinurile de tier 6, tier 7, animații și chiar și tier 5. Până aici totul este clar. Punem 10 skinuri de tier 3, îi dăm confirm trade și la schimb ne dă un skin de tier 4 random. Zici că dacă mi-a dat un skin de tier 4 m-ar face acum mai fericit. Iar acum ne ducem la comparația cu Standoff 2. Există sistemul de craft în Standoff 2, adică dacă tu ai mai multe skinuri de tier, nu știu, acolo nu e cu tier, acolo este pe epică, rară, mitică și așa mai departe. După ce le-ai pus pe alea 10 skinuri de tier epic, le dai confirm. Dai confirm craft, adică tu craftezi skinurile și îți dă un skin random mitic de nu știu ce tier e, ar veni tier 6 sau 7, ceva în gen. Dar în fine, îți dă un alt skin random cu un tier mai mare. Deci asta înseamnă trade-ul la noi și e fix copia craftingului de pe Standoff 2. Adică, bă, pe bune am zis, venim și noi cu ceva original, trade, nu știu ce, ok, nu putem să facem între noi playerii, dar bă, nu mă gândeam la sistemul ăsta, niciodată nu m-am gândit la sistemul ăsta, dar iată că ei s-au gândit la sistemul ăsta. Deci, copie sau nu? Da, sunt puțin cam revoltat deoarece aveam niște așteptări mult mai mari. Big L pentru sistemul ăsta, dar haideți să vorbim mai departe. Cum ar zice un om foarte intelectual, aia e. Sistemul de inventar va fi schimbat și va arăta așa, iar caracterele vor arăta în felul următor. Bă, da, astea da, caracterele arată chiar foarte bine, sunt schimbate foarte mult. Schimbă jocul, se cunoaște că sunt muncite, bravo lor. Caracterele astea chiar arată bine, schimbă jocul, nu mai arată Critical Ops cu virgulă aceste caractere. Vedeți că în videoclipul ăsta pot să zic și de bine. Ne-au fost prezentate aceste caractere în videoclipul acesta, tot săptămâna aceasta a apărut și da, aici, da, au toată lauda mea. Felicitări. Dar nu și cu sistemul de 3. Am văzut că în jurul acestui update s-a creat un hype destul de mare, adică Darius, a.k.a. Sir Gato, cine știe, el mereu intră în beta, de fiecare dată intră în beta și mi-a zis că de data aceasta au fost foarte mulți oameni care s-au jucat în beta, că de obicei sunt foarte puțini playeri și foarte puțin înseamnă spre deloc. Se vede că 1.44 a adus un oarecare hype. Mi-a apărut și la recomandate din partea celor de la YouTube, creatori de conținut de cops, care au vorbit și ei despre update, au dat repost la trailerul ăla cu virgulă caracterele și se cunoaște că e un hype. Sunt curios când o să se lanseze oficial 1.44, dacă lumea se va juca atât de mult cum s-a jucat și în beta. Bă, logic, dacă în beta au fost foarte mulți oameni, logic vorbind, dacă oamenii se joacă și în beta, ar trebui să se joace în varianta finală. Da, mă, băieți, așteptăm 1.44, așteptăm și 1.50, că cel mai probabil și acolo o să fie un update mare. Oricum, toată lumea zice că ăsta e un update mare, nu știu ce, nu știu ce. Dar să fiu sincer cu voi, anul de-abia a început și sunt convins că o să se mai adauge și multe alte lucruri, poate chiar și mai mari decât update-ul acesta. Bun, cam acesta a fost și episodul, n-am apucat să zic nici de like, share, subscribe, serverul de Discord în descriere, dar tu deja știi toate chestiile astea, nu? Verifică și tu acolo descrierea, apasă butonul de like dacă mai vrei clipuri de genul, subscribe neapărat pentru că în momentul de față suntem atâția abonați și ne mai trebuiesc atâția abonați ca să facem 1000 de abonați. Eu am fost Alex, iar noi ne auzim data viitoare cu un nou episod. Salut!